Și acum subiectul preferat al domnului Turcescu, domnul Jodor, dau dedicații ca la festival. Cea mai scumpă cafea din lume, Sfânta Elena, a stârnit un scandal planetar între teologul Teodor Baconschi, fost ministru de externe, și celebrul cafegiu Gheorghe Florescu. Baconschi e supărat că a dat bani grei pe cea mai scumpă cafea din lume. El spune că nu știa prețul. Cu toate acestea, conform imaginii publicate de Gheorghe Florescu, prețurile erau afișate. Florescu spune la rândul lui că îl dă în judecată. Hai să vedem această sagă, să vedem cum ieșim din ea. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da la aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, solo la caña da la aroma, con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España, no seas tacaña en España y con caña. Deci, domnul Turcescu, în lumea intelectuală se petrec ruptură după ruptură. Deci, după ce domnul Alex Ștefănescu și cu domnul Neamțu s-au luat de la ceva pastile de slăbit sau nu știu ce. Niște prafuri. De la prafuri de slăbit. Acuzate s-a stricat domnul Baconschi cu domnul Florescu că i-a băgat pe gât. Deci, îți dai seama, deci Baconschi s-a dus, zice, să cumpere un ibric de 145 de lei de la Târgu de Carte, înțelegi, de la standul. Deci s-a ajuns la Târgu de Carte să cumpere ibricul de 145 și abia când a ajuns acasă și-a dat seama că a plătit 700 și ceva. Pentru că Florescu i-a pus în brațe și un pachet de cafea foarte scump. Dar scria, am văzut și eu poza aia pe care a pus-o Florescu și era cu preț. Îți dai seama că a dat cu POS-ul, a dat cu telefonul de fapt, asta e ideea. Bă, dar chiar așa de snob să fii încât să dai cu telefonul, să nu te mai uiți cât costă, cât ți-a bătut pe cas, pe POS? Măi, doi. O fi crezut că e pe protocol. Baconschi a zis că i-a dat moca, mă. De fapt, asta a fost. Baconschi ai văzut că a zis că ați făcut expunere. Eu sunt coleg de editură la Humanitas, suntem colegi și am publicat la aceeași editură. Corect, chiar că Florescu și, Florescu și cu Baconschi a zis, suntem colegi de raft la editura Humanitas. Și a zis, m-am trecut pe la Florescu, că i-a și făcut reclamă și a pus poza inițial. Da. Florescu a zis, după aia cel mai bun cafe Giu, ne mai... Bun. Și i-a dat ăsta o pungă de cafea. Florescu șmecher, că și ăsta l-ars, a zis, știi cum este aia? El ars pe fraier, asta e hoțul cu prostul. Cam asta, și asta e la negustorie. Și a zis Florescu, zice, mă, că e strecor și un plic. Merge, nu merge, asta este. Baconschi zice, n-am văzut prețul mars. Florescu vine pe bună dreptate și spune, coane, era prețul mare. Bă, stai că mai există, nu, stai era un pic, tată, că nu suntem chiar așa, că povestea care și o dezvoltare, oamenii ăștia și-au scris între ei, opriți-vă un pic. Îl dă judecată Florescu pe Baconschi în momentul ăsta. Judecată și mai mult decât atât. A denigrat. Mai mult decât atât. Nu, stați un pic. Ce mutare am dat ei paștilor? Aia era pistol cu apă. Dom'le, vă rog să vă citesc, atenție, narațiune. Asta e. Bună ziua, domnule Florescu, am constatat că asistenta noastră a pus ibricul și cafeaua luată la târg la suma de 745 de ron. Deci cu cel puțin 500 de lei în plus. Sper că a fost doar o greșeală, nu altceva. Vă rog să-mi restituiți diferența plătită în plus. Mulțumesc, Teodor Baconschi. Și Rang i-a dat confirmarea tranzacției să-și ia Florescu contul să plătească. Diferența poate fi virată în contul de mai sus. Florescu îi răspunde, vă spune saga. Stimate domnule Baconschi, puteți veni la magazin cu produsele cumpărate și vă vom restitui banii. Da. Mi se pare corect, negustorește. A deschis cafea. Nu am timp să stau pe drumuri. Am fost ținut de vorbă, invitat să fac poze publicitare. V-am spus cu creatorii de conținut după OnlyFans. În vreme ce mi se râșnea cel mai scump produs din Galantar, fără să fiu informat, sau întrebat dacă sunt dispus să-l cumpăr. Normal era să virați banii, minus prețul ibricului, pe care l-am achitat știind cât costă. De asta a băut cafeaua. A băut-o. Când vreau să-i cafeaua a băut-o, i-a plăcut. Da. Și probabil l-a întrebat cineva, a zis, bă, dar cât a costat, mă, asta? Nu știu, bă, că am luat-o, mă, nu știu, nu cred că am dat-o moca. Mi-a dat-o moca, a fost. Și păi când s-a uitat, a zis, că, și eu tot așa, ei, aurul și-am și băut cafea, că zai să mă zis, hai să vă dau o cafea bună de la Florescu. Cea mai bună cafea de lume. E de obișnuință. E de obișnuință. Nu e dacă îmi pune unul, oricine ar fi, ceva în mână, eu întreb, ce-i cu ăsta, cât e, cum e? Nu iau, îl bag în pungă, zic, hai să facem o poză. E de obișnuință. Unii oameni sunt obișnuiți să primească.
lucruri. Păi da, dacă îmi primești, nu dai cu telefonul, tată, păi, nu dai. Da, păi îi pric pe mine, aia e fapt. Ăla pe mine m-a deci, omul, deci, cu ăla cu Elena, ai un farmec care... Da, farmec cu tău. Data viitoare zic să facă ăștia cât de Bucfestul și o piață pentru ăștia ca Baconschi ocupați. Acolo, într-un colțișor lângă cât și să fie trecut, și, luat și să și rezolve diferentul și n-am cu Alex Ștefănescu. Exact, 5 kg de cartofi, zmaice, turnați de pleșcoi. Turnați de pleșcoi. Obligatoriu, înțeleg. Mi se pare corect. Dar vă dați seama dacă se duce vreun ministru care publică la aceeași editură cu Godină, ăla ce să ne dea? O fluie. Domnul, o scurtă pauză, doamnelor și domnilor. Domnul Ficeac, mereu când vrea să vorbesc, că l-apucă publicitatea, nu știu cum să rezolvă. George Simion va fi în direct alături de noi, după cum a promis. Cea mai mare lovitură pe care o pregătește, cum a ajuns Simion să conducă atacul reziștilor la actuala putere. Ambuscadă condusă de Simion, atac la biroul lui Ciolacu. Ce a aflat Simion despre preluarea guvernării de către Ciolacu și cine l-a sunat pe Simion în secret să-l bage cu forța la guvernare. Gruparea care vrea lichidarea lui Simion și a pregătit deja cătușele. Și avem și documentul procuraturii despre Clotild. A cumpărat primărița franțuzoaică liniștea de la procurori. Protestatara care o acuză de fur pe Clotild va fi în direct alături de noi și difuzăm în această seară în inclusivitate imaginile cu fugărirea oamenilor acuzați că fură pentru Clotild. Și scandal al șpăgii la DNA, denunțătoarea s-a dus astăzi peste procurori, acuză implicarea politicienilor în șpăgile date, doamnă. Domnul va fi în direct alături de noi, doamna. Și nu în ultimul rând, subiectul meu favorit, recunosc, disputa doctrinară a preoților, care unul cere românilor să renunțe la animalele de îmbătătură, iar celălalt să le protejeze. Și marele avertisment, să vă lepădați de pisici ca să n-ajungeți în iad. Amin, aleluia, revenim.